Un localnic din Șercai a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare, având termen de supraveghere de 4 ani pentru săvârșirea faptei de act sexual cu un minor în formă continuată, decizia aparținând magistraților de la Curtea de Apel Brașov. Sentința fusese dată inițial de judecătoria Făgăraș. În luna februarie, însă, procurorii au făcut apel, sentința fiind însă menținută. Dacă a reușit să scape fără să ajungă după gratii, Irinel Poșa va fi totuși nevoit să achite victimei suma de 10.000 de lei drept daune morale, în perioada de încercare, urmând a presta și muncă în folosul comunității timp de 2 luni.